toate aceste lucruri îți pot da planul peste cap și, ei bine, sunt situații când te-ai gândit la asta vreodată? Că tot am vorbit de terenuri, vreau să vă mai dau un sfat. E posibil ca să-ți cumperi un teren pe care nu poți construi. Te-ai gândit la asta vreodată? Ei bine, sunt situații când pe subterenul respectiv poate să treacă o conductă și tu să nu știi. Sunt situații când un vecin are o construcție care îți umbrește toată casa sau toată construcția pe care tu intenționezi să o faci. Sau trece o parte din rețeaua electrică pe o latură din terenul tău și nu poți să primești autorizație pe zona respectivă și va trebui să te retragi cu proiectul mai într-o parte sau în spatele curții. Toate aceste lucruri îți pot da planul peste cap și un sfat general pe care ar trebui cu toții să-l avem, să-l primim de la arhitect sau de la specialiști, este că atunci când vrem să cumpărăm un teren, să cerem un certificat de urbanism și să vedem concret ce este acolo și ce piedici avem sau ce libertate să ne jucăm cu proiectul. Ideea este că de cele mai multe ori pot fi situații neclare. Nu toată lumea este bine intenționată atunci când vinde și pot vinde terenuri, nu știu, dezbătute, pot vinde fracții din anumite proprietăți. Și pot fi anumite impedimente la care tu nu te-ai așteptat. Dar lipsa experienței te poate necăji când afli realitatea. Așadar, cereți sfatul înainte și nu cumpărați un teren până nu vedeți concret actele de la primărie și ce autorizații aveți nevoie ca să puteți să construiți exact ceea ce doriți pe acel teren. Succes!